Să pot să fiu cu voi în această seară este o mare bucurie, o bucurie să mă reîntâlnesc cu un foarte bun și apropiat prieten al meu, fratele păstor, fratele Ruben Țânțaș. Și eu am făcut returul pentru că de curând a fost la noi la biserică, am avut o mare sărbătoare în Biserica Geneza din Oradea pe care o slujesc. Și mă bucur că pot să fiu cu voi în această seară. De asemenea, am o mare bucurie să mă revăd cu Cristi, cu Emma și cu acest band. Recunosc că nu cred că nu m-am văzut în formula asta, dar sună atât de bine. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să puteți să-L slujiți pe Dumnezeu pe mai departe. Profit de faptul că sunteți ridicați în picioare, pentru că vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu potrivit cu evenimentul acesta. Și o să citim din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, așa cum mai este cunoscut prologul ioanin. Vreau să știți că undeva în perioada creștinismului post-apostolic, vorbim de anii 100-150, când ne raportăm ca la o perioadă foarte frumoasă din istoria bisericii, de mare expansiune a creștinismului, să știți că orice om care vrea să fie botezat, trebuia să știe, prima regulă era să știe pe de rost Ioan capitolul 1. Nu erai botezat dacă nu știai pe de rost Ioan capitolul 1, pentru că este un pasaj fundamental din care Dumnezeu ne vorbește și care vorbește despre Dumnezeu. Și auziți ce spune aici evanghelistul Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu el era lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, pentru că asta înseamnă a-L primi pe Hristos, să crezi în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat: El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Amin. Înainte să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu, vă invit să faceți un gest creștinesc frumos, mai ales că și o perioadă de contagiune a multor tulpini de virus, de răcel, de gripe, și să fii sigur că o să preiei și tu valul ăsta, să fii pe val, întinde o mână celui care este lângă tine, strânge-o mai tare dacă vezi că i-a țipit puțin, dacă doarme, spune-i Dumnezeu să te binecuvânteze. Spune un gând frumos, ai toată libertatea în Hristos în seara asta. Mă bucur că ați reușit să faceți gestul ăsta frumos și acum vă invit să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu. Am venit de dimineață de la București cu un zbor tarom cu destul de multe peripeții, pentru că e un ciclon care se apropie de România.
Dar, dincolo de zborul ăsta cam neplăcut, am venit din capitală cu o impresie plăcută, frumoasă. Și anume, am observat cum fenomenul ăsta repetitiv, care în fiecare an vine în perioada aceasta, parcă pe toți ne introduce într-o lume din asta așa foarte, foarte frumoasă și utopică. Mai la tot pasul, colinde, aici pe acolo, oameni care încearcă, se străduiesc cumva să fie cât de cât mai bun, măcar de Crăciun. Cu ceva timp în urmă, într-o perioadă de advent, țin minte că ascultam un post de radio, mergeam undeva cu mașina, eram în preajma Crăciunului și ascultam un post de radio, cred că Europa FM, și era o emisiune, în fine, moderată acolo de doi moderatori și intrau în direct cu românii. Adică oamenii sunau și răspundeau la următoarea întrebare. Și era o întrebare interesantă. Fără de ce nu vă puteți imagina Crăciunul? Fără de ce nu-i Crăciun cu adevărat? Ei, au început oamenii să sune de diferite categorii, din diferite părți ale țării și au început oamenii să spună fără de ce nu-și imaginează ei Crăciunul. Vreau să vă spun că am fost foarte atent și mi-am și notat răspunsurile lor în mare. Vreau să vă spun care au fost un fel de top, un clasament al lucrurilor fără de care românii nu-și pot imagina Crăciunul. Cei mai mulți au răspuns la întrebarea asta, am auzit cele mai dese răspunsuri de genul nu-mi imaginez Crăciunul fără de cadouri. Adevărul este că e o perioadă în care dai și primești cadouri, nu-i așa? Mai primești cadouri foarte, foarte frumoși de la electrica câteodată, câte o factură așa foarte faină, dar sunt cadouri frumoase, una peste alta trec și astea, nu-i așa? Alții de asemenea au răspuns la întrebare fără de ce nu-ți imaginezi Crăciunul, au zis, dom'le, nu ne putem imagina Crăciunul fără de mesaje. Da? Știți, scrii, dai SMS la toți din listă. Adevărul este că odată chiar am fost interesat să văd cam cât de original suntem noi la transmis mesaje. Mi-am dat seama că sunt 20, maxim 25 de mesaje care se trimis de la unii la alții. Pentru că am avut un șoc când o soră de la noi din sat, din biserica, de unde am copilărit, mi-a transmis un mesaj care începea cu ceva în genul. Dimensiunea ontologică existențială a întrupării Mântuitorului. Am zis, sora asta, 100% nouă stă în viața ei de ontologie și de existențialism. Dar suna bine. Ea l-a primit de la cineva, a schimbat numele de familie și l-a trepus pe ei. Adevărul este că nici aici nu prea suntem de prea multe ori originali. Oricum trăim în țara lui James Bond. 007, copiem de foarte multe ori multe lucruri. Bun, nu ne imaginăm, de exemplu, nu ne imaginăm Crăciunul fără de mesaje. Foarte mulți au răspuns la întrebarea asta. Alții au zis, dom'le, nu ne imaginăm Crăciunul fără de zăpadă. Acum, încălzirea globală ne cam ia de foarte multe ori și bucuria asta și nu prea mai reușim să o avem nici asta prea mult. Alții au zis, nu ne putem imagina Crăciunul fără de colindători. Alții au zis, de exemplu, foarte des am auzit răspunsul, nu-mi imaginez Crăciunul fără mâncare. Și a început lista, da? Salata de beof nelipsită. Ce, ca la ristretto în Italia, la noi e salata de beof, deși franțuzească, dar am adoptat-o. Nu-mi imaginez fără de cărnaz. Nu vreau să Doboș, o zis cineva, recunosc că e prăjitoria mea preferată, originală română aici, și era, sper să nu aibă cineva probleme cu glicemia, dar era foarte des invocată ideea de mâncare multă. Și vreau să vă spun că au fost și câțiva foarte, foarte, foarte înfocați care au zis așa. Țin minte, era intrat o doamnă la vreo 70, aproape de ani și au zis, zice, mamaie, zice către moderator, nu-mi imaginez, zice, Crăciunul fără fuego. Încă împodobește, o pune pe maică-sa să împodobească bradul, știți, are o cântare. De asemenea, foarte mulți au zis, nu ne imaginăm Crăciunul fără de hrușcă. Fără de luminițe, fără de alte lucruri. Cam asta e sinteza, dragii mei, vedeți dumneavoastră, au zis unul, dom'le, nu-i magia Crăciunului fără de lucrurile astea. Dragii mei, întrebarea pe care vreau să vă adresez acum este următoarea. De fapt, noi pe cine sărbătorim? Că din toate lucrurile acestea eu am tras o concluzie și anume că noi ne sărbătorim pe noi.
E perioada în care ne cumpărăm cele mai multe haine, pentru cine? Pentru noi și pentru ei noștri. E perioada, dragii mei, în care renovăm, schimbăm foarte multe în casă pentru confortul nostru. E perioada în care schimbăm foarte multe lucruri și ne luăm lucruri. De ce? Pentru că e vorba de noi. Și întrebarea este în fond și la urmă, de fapt, pe cine sărbătorim? Ne sărbătorim pe noi sau sărbătorim pe El? Pentru că totuși e vorba despre nașterea lui Iisus Hristos. Și vreau în această seară, dragii mei, să ne uităm puțin din perspectiva Scripturii. Știți de ce? Deși nu e o perioadă în care îți vine prea mult să-ți pui întrebări. Deși nu e o perioadă la care să te gândești, să ai prea mult așa o dimensiune de a cugeta, și cu toate acestea, dragii mei, vreau să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu în această seară și să dăm răspuns la câteva mari întrebări ale vieții. Sunt câteva întrebări fundamentale și de modul în care, ascultă-mă, nu la colectiv, nu așa la general, la grămadă, ci de modul individual în care vei răspunde la întrebările acestea, va depinde nu doar prezentul tău și viitorul tău, ci și veșnicia ta. De aceea, gândurile mele pentru dumneavoastră în această seară frumoasă de colinde este sintetizată sub următorul gând. Celebrul pictor francez Paul Gauguin a rezumat marile întrebări ale vieții în felul următor. Cine suntem? De unde venim? Încotro mergem? Cât timp mai avem? S-ar putea, dragii mei, ca din punct de vedere filozofic, astea să fie niște întrebări existențiale ale vieții. Dar vreau în această seară, dragii mei, pentru că îl sărbătorim pe Iisus Hristos, și aș vrea să dăm câteva răspunsuri la niște întrebări fundamentale legate de El. Pentru că dacă e adevărat ce am cântat aici, pentru că dacă e adevărat ce ne rugăm aici, pentru că dacă e adevărat, dragii mei, și eu cred asta, ce scrie aici, adevărurile, marile întrebări și marile răspunsuri, dragii mei, le vom găsi din Cuvântul lui Dumnezeu. Și sunt trei întrebări la care, dragii mei, la care trebuie să dăm răspuns în seara asta. Întrebările la care trebuie să dăm răspuns în viață. Și prima din ele este următoarea. Cine este Iisus pentru tine? Cine este Iisus pentru tine? Dragii mei, Dumnezeu nu te întreabă pe tine să știi ce cred alții despre El. În seara asta, ascultă-mă bine, frate, soră, prieten drag, Dumnezeu te întreabă, Hristos care este aici, prin puterea Duhului Sfânt se manifestă. Dar Hristos, dragii mei, te întreabă pe tine personal, cine sunt eu pentru tine? Cine este Iisus pentru tine? Pentru că, dragii mei, vreau să ne uităm în istoria Bibliei și nu numai, și o să vedem, pentru că la întrebarea asta, cine este Iisus pentru tine ca om? Sunt atâția oameni care dau răspunsuri diferite. De exemplu, pentru unii și astăzi, ca și în urmă cu 2000 de ani, de când a venit în lumea aceasta prin întrupare, Iisus Hristos a fost o persoană incomodă, a deranjat. Adevărul este că sunt oameni care sunt deranjați de Iisus. Mi-a fost dat să intru în vorbă cu oameni, să le vorbesc despre Iisus și să spună, oprește-te, să nu mai vorbești, n-am chef, mă deranjează, mă irită numele ăsta. Pentru că există oameni, dragii mei, care efectiv sunt deranjați de Iisus. Și unul dintre primii oameni care au fost deranjați de Iisus în istorie a fost Irod. Împăratul Irod, de care noi și în colinde mai vorbim, dar, dragii mei, istoria biblică vorbește, și nu numai istoria biblică, ci și istoria seculară. Irod cel Mare, gândiți-vă, este un om bolnav de putere. Iosifus Flavius în Antichității Iudaice îl descrie ca pe un om obsedat de putere și spune că omul acesta, gândiți-vă, ca să-și securizeze tronul, pentru că la un moment dat a avut chestia asta paranoică că toată lumea vrea să ia tronul, vrea să ia puterea. Știți ce a făcut omul ăsta? Ajunge să-și ucidă soția pe nume Miriam, omorât-o, pentru că a zis asta complotează împotriva mea. Bă, înțelegeam că e soaca, dar totuși nevasta? Dar nu merge, paranoia acestui om merge mai departe. Și la un moment dat, după ce își omoară soția pe Miriam, conform lui Antichității Iudaice lui Iosifus Flavius, își omoară cei doi copii pe care are, Alexandru și Aristobul. Îi omoară și pe ăștia. Dom'le, și ăștia vor tronul, și ăștia vor să-mi ia puterea.
Deci omul ăsta ajunge într-o dimensiune paranoică și la sfinele vieții, la bătrânețe, gândiți-vă, într-o zi se trezește cu niște mași din răsărit care zic, unde e împăratul de curând născut al iudeilor? I-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Și a zis, fu, din nou, băgăiți, pregătiți armata, așteptând să vină magii înapoi cu veștele, nu mai venit și spune Biblia că a trimis-o oastă la Betleem și toți copiii de la vârsta de 2 ani în jos au fost uciși. De ce? Pentru că pentru unii, dragii mei, Hristos e o persoană incomodă, care deranjează și trebuie eliminat cu orice preț. Vă dau un exemplu, de spune, a, frate Dorel, asta a fost undeva, domnul Pasu, asta a fost undeva în urmă cu 2000 de ani, dragii mei, în urmă cu 2 ani de zile, de la Bruxelles. O doamnă care este președinta Comisiei Europene pentru Egalitate. Numele este, deși nu-i bine să o pomenim, dar trebuie să vedeți că ce vă spun e o chestie acurată și nu e invenție de-a mea. Doamna Elena Dali a zis așa, în perioada de dinainte de Crăciun, în urmă cu 2 ani de zile, a trimis o notă internă tuturor funcționarilor de la Bruxelles și le-a zis așa, vă recomand cu fermitate ca în această perioadă, în toate mesajele publice și private pe care le veți transmite, să nu apară numele Crăciun, să nu apară numele Hristos, să nu apară numele Biblie, să nu apară Maria, să nu apară Iosif, să nu apară nimic. Nu-i mai Christmas, e Xmas. De ce? Pentru că deranjează. Pentru că întruparea lui Hristos pentru o lume păcătoasă, disperată, care trăia în întuneric, care e disperată după lumină, cum spune Ioan, deranjează și astăzi. Pentru alții, Iisus este încadrat în manualele de istorie ca un fondator de religie, pus pe aceeași piedestal ca și, nu știu, Mohamed, Confucius, Buddha sau alții. Efectiv, e o persoană în istorie ca alte personaje. Dar uitați-vă, dragii mei, ce ne spune Biblia că este Iisus. Știți ce ne spune Biblia că este Iisus? Spune Ioan, dragii mei, și atât de important prologul ăsta din Evanghelia după Ioan, știți ce spune, cum îl descrie Ioan, inspirat de Duhul Sfânt, pentru că toată Scriptura asta, dragii mei, nu e o chestie omenească. Scriptura aceasta a fost insuflată în totalitate de Duhul lui Dumnezeu. Și Ioan spune, inspirat de Duhul lui Dumnezeu așa, Iisus Hristos, și cine este? Este agentul creației. Spune în versetul 3, toate lucrurile, deci nu o parte, nu un procent, toate lucrurile au fost făcute prin El. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și spune, și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără de El. Din tot ce vedeți dumneavoastră, din tot ce văd ochii noștri, tot ce vedem, dragii mei, creația aceasta, pământul, vedem universul întreg, totul a fost făcut prin El și nimic n-a fost făcut fără de Iisus. Cine este Iisus? Este agentul creației. Cine este Iisus? Uitați-vă, versetul 4, este sursa vieții. De-aia e foarte important să înțelegi cine e Iisus pentru tine. Pentru că spune în versetul 4 aici Ioan, în El era, știi ce? În El era viața și viața era lumina oamenilor. În Iisus Hristos este viața. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cât important este Iisus? E agentul creației, e sursa vieții. Cine este Iisus? Cel mai important răspund, Ioan, capitolul 1, cu versetul 1. Și din păcate, unii și-au permis luxul să modifice ceva de aici, pentru că e deranjant. Dar știți care e adevărul? E ce spune Ioan. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și când se referă la cuvânt, se referă la Hristos, Logosul întrupat. Și cuvântul era ce? Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. Cine este Iisus? Iisus este Dumnezeu, dragii mei. Și vreau să spun ceva. Dacă Iisus Hristos pentru tine nu-i Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul și Răscumpărătorul tău, n-ai înțeles nimic. Am ratat tot sensul vieții noastre.
Știți, e o discuție interesantă în Matei, capitolul 16. Iisus îi întreabă pe ucenici la un moment dat, care deja îl cunosc de câteva luni de zile bune, și Iisus la un moment dat îi întreabă pe ucenici undeva într-un cerc la Cezarea lui Filip, în nordul Ierusalimul, în nordul Israelului, lângă lacul Genezaret, îi întreabă așa: păi cine zic oamenii că sunt eu? Chiar așa, cine zic oamenii că sunt eu? Și acum încep ucenicii unul după altul. Păi unii zic că ești Ilie. Alții zic că ai fi Ioan Botezătorul înviat. Alții spun că ai fi prorocul Isaia, alții spun că ești Ieremia, alții spun că ești un mare preot. Ok, am înțeles cine zic alții că sunt eu. Dar acum eu vă întreb pe voi. Cine credeți că sunt eu? Voi cine credeți că sunt eu? Și auziți, un pescar temperamental dă un răspuns revelațional. Tu ești Hristosul. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Tu ești. Și care este răspunsul lui Iisus? Ferice de tine. Și când va fi ferice de tine și de mine? Nu când o să mi se umple buzunarele de bani. Știți când o să fie ferice de mine? Nu că o să prind un last minute din ăsta, un city break din ăla foarte, mi-am dorit mult, să mă duc ce vacanță. Ferice de mine, de tine, de noi, va fi când pentru mine și pentru tine Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Mântuitor, mijlocitor, dar și judecător. Uitați-vă, cineva a făcut o comparație interesantă, un teolog pe care îl apreciez foarte mult, a făcut o comparație între magi care vin înspre Ierusalim și între preoții și cărturarii care erau în Ierusalim. Acum, oameni buni, magi în comparație cu preoții și cărturarii au știut prea puține, au venit de departe, dar au dat atât de mult. Pe de altă parte, preoții și cărturarii în comparație cu magii au știut atât de multe informații, capul plin de informații, au fost atât de aproape și au făcut atât de puțin. Știți cât de aproape erau preoții și cărturarii din Ierusalim de Iisus? 9-10 km între Ierusalim și Betlehem. Nu fiți atenți. La un moment dat vin magii, s-a născut împăratul. Numai că noi nu știm exact unde e, că n-am mai văzut steaua de ceva timp, ne-o călăuzit până aici, dar noi avem nevoie de o întrebare. Unde-i? Irod nu știe teologie, știa politică, dar Irod cheamă preoții și bine face și că, bă, veniți încoace, deschideți cărțile. Și ăștia încep, pe cum adică unde-i? În Betleemul din Iudeea, uite ce spune profeția. Preoții știau exact unde o să se nască Iisus. Știți câți kilometri erau? 90 kilometri. Eu am zis, bă, nu erau români ăștia, că de erau români, de curios mă duceam până acolo. Bă, de erau români, preoții ăștia, și de curios s-ar fi dus, bă, 9 kilometri tot te duci. Vine 800 de kilometri magii, bă, tot te duci să vezi. Dar ăștia nici măcar nu se închise să margă 9 kilometri, să vadă dacă este ceea ce li s-a spus. Gândiți-vă să știți din Scripturi ca preoții că va fi evreu, se va naște din tribul Iuda, deședent din David, se va naște dintr-o fecioară, se va naște în Betleem, cu toate astea, cu toată religiozitatea, nu-ți folosește la nimic. Poți să ai capul plin de informații, poți să știi capitolul întreg din Biblie, dacă nu le crezi, nu-ți folosește la nimic. Te întreb încă o dată în seara asta, cine este Iisus pentru tine? Cine este Iisus pentru tine? În anul 2007, soț și soție David și Mary Works sunt doi oameni tineri, familiști, patru copii, se pregăteau intens de aproape 2 ani de zile să meargă misionari în Africa, să-L predice pe Hristos în zone unde oamenii n-auzeau de Dumnezeu. Se ducă undeva în Colorado la o conferință de misiune, unde se făcea instructaj pentru misiunea externă. Se termină prima sesiune de la conferința asta și ies într-un fel de pauză, de cafea, de mâncare. Și când ies în parcarea centrului unde se ține conferința respectivă, un tânăr teribilist, supărat pe Dumnezeu, pe lume și pe viață, iese din mașină,
cu un pistol, cu o mitralieră din aia, un pistol automat, și începe să tragă în mulțimea care iesea din sala de conferință. Toți erau misionari acolo. Când începe să tragă, în fața lui este familia David, Mary Worsk și cei patru copii al lor. Cel mai mare avea 11 ani. Când trage, două din fetele lui sunt secerate în plin și cad în fața lui. El este lovit de câteva gloanțe și cade și el la pământ. După ce tânărul ăsta a ucis mai mulți oameni, a fugit, s-a urcat în mașină și a fugit. La un moment dat povestește David Works. Se pregătește, gândiți-vă, să meargă misionar în Africa. Se târăște din șocul inițial, face câțiva metri, se târăște pe betonul ăla din parcare, ajunge lângă trupul una dintre fetițele lui și o găsește fără suflare. Se mai târăște încă un metru și ajunge la a doua lui fetițe care a fost lovită în plin de gloanțe și o găsește în baltă de sânge fără viață. Și la un moment dat își pierde cunoștința. Se trezește la spital și tocmai își dă seama că și-a pierdut doi copii. Povestește David Worth, ce vă spun, este o mărturie care m-a șocat și m-a cutremurat din temelii. Și ce povestește omul ăsta? Eram, înainte de a intra în operație, mi s-a spus că trebuie să se intervină de urgență chirurgical, să mi se scoată gloanțele, să mi se închidă rănile, să-mi cautereze venele. Și a spus, eram acolo și atunci, pe pat, am strigat către Dumnezeu. Doamne, știi ceva? Tot e absurd. Nu înțeleg. Adică m-am pregătit să-mi dau viața. Doamne, am lăsat jobul meu, am renunțat la cariera mea. Omul ăsta lucra în domeniul IT, câștiga bani foarte mult, soția lui era un cadru medical, putea să aibă o viață bună, tignită, fără nicio problemă în America. Și zis, Doamne, nu înțeleg, totul e absurd, de ce? Doamne, tocmai ne pregătim să plecăm în Africa și Tu îngădui o astfel de tragedie în propria noastră viață. Zis, Doamne, știu ceva, totul e absurd. Și povestește David Worth că după operație s-a trezit din anestezie și era noaptea târziu, miez de noapte, stăteam, zice, nici nu mă puteam mișca, eram conectat la aparate și mă uitam spre tavanul ăla gol a spitalului. Am vrut să mă cer cu Dumnezeu. Am vrut să spun, Doamne, știi ceva, nu mă interesează nimic. Dar a zis așa, m-am gândit la alternativă. Cum ar fi viața fără de Iisus? Și în momentul ăla a spus, m-am cutremurat. Știi de ce? Pentru că spune omul ăsta, eu nu-mi pot imagina viața fără de Hristos. Și a zis așa, Doamne, nimic nu are sens, nu înțeleg nimic acum. Mă întreb cum am putut să pierdem doi copii. Dar, Doamne, știi ceva? Nu mă duc nicăieri de aici. Nu plec nicăieri fără de Tine. Și-a zis, Doamne, chiar dacă n-am toate răspunsurile acum, vreau să spun ceva. Te iubesc. Și am nevoie disperată de Tine mai mult ca oricând. Două luni de zile mai târziu, David și cu Mary Works și cu ceilalți doi copii pe care îi are, se duce, știți unde? Se duce într-un oraș vecin, la casa unde locuiau părinții acestui băiat care i-a ucis fetele. Știți cu ce se duce? Nu se facă scandal. Se duce cu Biblia. Și aia doi când îl văd, pentru că știau cine este, au rămas șocați. Și au zis, știți ceva? N-am venit aici să vă vorbesc despre durerile noastre, despre răutatea noastră, care ne-a produs-o fiul dumneavoastră. Ne-am venit aici pentru că ne-a trimis Dumnezeu. Ne-a trimis Dumnezeu să vorbim despre dragostea lui Iisus Hristos, care pentru noi e un real ajutor. Și vrem să vorbim despre Iisus. Știți care a fost rezultatul? Părinții acestui băiat, acestui criminal, care în ziua aceea a fost ucis de către forțele de securitate, părinții acestui băiat l-au primit pe Iisus Hristos în viața lor și s-au întors la Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că există oameni, dar mă întreb câți sunt, poate și aici, câți suntem aici, pentru care Iisus
este totul. Te întreb încă o dată în seara asta, cine este Iisus pentru tine? Că putem să zicem noi deodată gura, da, e Domnul, e Mântuitorul, cântăm aici frumos, predicăm, vorbim de toate, dar întrebarea este, cine este Iisus pentru tine cu adevărat? Dacă nu-i Hristosul, dacă nu-i Mântuitorul, toate cunoștințele tale n-au nicio valoare. A doua întrebare la care vreau să dăm răspuns în seara asta este ce a făcut Iisus pentru tine, să înțelegi bine. Cine este Iisus pentru tine? A doua întrebare la care vreau să dăm răspuns, ce a făcut Iisus pentru tine? Și ascultați-mă, nu vreau să vorbesc la general, vreau să vorbesc specific, pentru mine și pentru tine. Vreau să înțelegi în această seară ce a făcut Iisus pentru tine. Pentru că ai nevoie de răspunsul acesta, ascultați-mă, nu vreau să intru nici într-o zonă folclorică, nu vreau să intru nici într-o zonă tradițională, nici măcar evanghelică, nici măcar de orice nuanță, ascultați-mă, mesajul lui Dumnezeu e pentru toți de aici. Și e un mesaj specific și vreau să înțelegi în această seară ce a făcut Iisus pentru tine și pentru mine. Ca să poți să-L urmezi. Știți ce a făcut Iisus? S-a identificat cu mine. Spune evanghelistul Ioan, versetul 14, auziți? Și cuvântul, și ce a făcut? Zice, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ce a făcut Iisus? Iisus, dragii mei, s-a identificat cu noi. Și ce înseamnă unul dintre numele lui Hristos anunțate profetic este Emanuel? Ce înseamnă Emanuel? Dumnezeu unde este? În cer? E și în cer. Dar Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi. E cu noi. E cu tine. Ascultă-mă, e și luni dimineață, e și miercuri, e și joi, e și vineri, e și la spital, e și în boală, e și când ești singur, și când nu ai bani, și când nu te mai înțelege nimeni. El este cu tine. Când oamenii te părăsesc, când părinții tăi, când prietenii tăi, când colegii tăi nu-ți mai spun la telefon, El e cu tine. Asta e măreția întrupării lui Hristos, este că El s-a identificat cu mine și cu tine. S-a făcut trup și a locuit printre noi. Iisus n-a venit, dragii mei, să se uite la noi de sus ca și Zeus pe muntele Olimp, în cultura greacă. Iisus Hristos nu undeva la depărtare și să mai trimite câte un tunet și câte un fulger peste unul care întrece băsura. Iisus Hristos, dragii mei, a venit între noi, printre noi și a locuit. Și a experimentat problemele noastre, și a experimentat foametea, și a experimentat durerea, și a experimentat trădarea, și a experimentat suferința, privațiunile, durerile, lacrimile, știe ce înseamnă asta? Pentru că le-a trăit din plin. Și se spune, Ioan Hristostom spunea că cel mai presus de toate s-a coborât la cele mai prejos de toate. Noi eram mai prejos de toate în păcat, în întuneric. Și în Filipeni, Apostolul Pavel spune în capitolul 2 cu versetul 6, ce superb e textul ăsta, zice, El, adică Fiul lui Dumnezeu, măcar că avea ce? Chipul lui Dumnezeu totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci ce a făcut? S-a dezbrăcat pe sine însuși, inițiativa a lui, din propria inițiativă, din dragoste. Nicolae Steinhardt, iubirea nebună a lui Dumnezeu, că nu o poți descrie în termen rațional. Și ce face Hristos? S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat și ce chip? Nu de rege. Iisus Hristos a luat chip de rob, făcându-se, știți cum? Atenție! Asemenea oamenilor! Asta înseamnă că să înțelegi ce a făcut Iisus și au zis, mai mult de atât, la înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit. Și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ce face Iisus? Se identifică cu tine și cu mine. Pe vremea, știți cui vine Iisus în lumea asta? Pe vremea lui Augustus. Nu vi se pare interesant, dragii mei, că e o perioadă în care se face tranziția în Imperiul Roman, Republica Romană, de la perioada de Republică la perioada de Imperiu.
Octavianus Augustus, prin lupta de la Actium din 31 înaintea erei noastre, unde o înfrânge pe Cleopatra și pe Marc Antoniu, se proclamă, practic, devine împărat. Se face tranziția de la Republică la Imperiu. Știți ce se întâmplă pe vremea lui Octavianus Augustus? Cezarul Romei, Octavian Augustus, știți ce face? Își ia unul dintre titluri, Pontifex Maximus, preot suprem. Își mai ia, dragii mei, mai apoi un titlu de Deus, adică Dumnezeu. Și pe perioada lui, dragii mei, se fac statui în tot Imperiul Roman, în marile centre, și oamenii, și ce trebuiau să facă? Să vină, să aducă ofrande și să se închine cezarului, care pentru ei e un Dumnezeu în viață. Ascultați paralela asta superbă. Într-o vreme în care oamenii vor să devină Dumnezei, ca s-a vrut Octavianus Augustus, gândiți-vă, e un Dumnezeu care e Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, Iisus Hristos numele Lui, știți ce face? Devine om și se zmerește și se dezbracă de haine regale, coboară din cer, se întrupează într-o ietle sărăcăcioasă, se naște într-o familie modestă, în auspicii grele de imaginat pentru noi, nu la o maternitate, nu cu poze și cu anunțuri și cu, știți, din alea, it's gonna be a boy, o să fie, nu știu, fată, anunțăm deja pe toată lumea să știe. Iisus Hristos e Dumnezeu și totuși devine om. Din propria inițiativă. Și trăim într-o vreme în care oamenii vor să devină Dumnezei. Ce superb este Hristos! Tu înțelegi ce a făcut Iisus pentru tine? Mai mult de atât, Octavianus Augustus, dragii mei, este împăratul care a instituit Pax Romana, pacea romană, a zis, pe întreg Imperiul Roman, Doamne, să fie pace. În vremea aceasta, și cine vine? Vine cineva care a zis, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea. Lumea ți-o dă uneori că te lasă în pace, când ți-o lumea mai dragă. Asta e adevărul. Dumnezeu a venit să ne dea pace cu Tatăl și a venit să ne dea pace cu noi înșine și pace cu semenii noștri. Asta e pacea pe care a venit să o ducă Hristos. Ce face Iisus? Ce a făcut Iisus pentru tine și pentru mine, dragii mei? S-a identificat cu noi, dar s-a mai făcut un lucru, s-a sacrificat pentru noi. Iisus s-a sacrificat pentru noi. Auziți versetul 17, ultimul pe care l-am citit, căci legea a fost dată prin cine? Prin Moise, dar atenție, harul și adevărul. Harul și adevărul au venit prin cine? Prin Iisus. Dar oameni buni, ca eu să am parte de har, adică să pot să fiu mântuit, pentru că spune Apostolul Pavel, prin fapte ați fost mântuiți. Prin har ați fost mântuiți și asta nu vine de la oameni, ce este ce? E darul lui Dumnezeu. Dar ca eu să am parte de harul lui Dumnezeu, Hristos a murit. Pentru că, ascultați-mă, Iesle a fost umbrită de cruce de la început. E perspectiva cruci în tot itinerariul pământesc al lui Iisus Hristos. E crucea care îi stă înainte. Da, noi sărbătorim, e foarte fain și ne place imaginea asta. Hristos care acolo mic în Iesle ne zâmbește noi, îi ținem protecție, parcă El ar avea nevoie de noi. Dar Hristos, dragii mei, a venit în lumea asta, nu ca să se nască doar, a venit în lumea asta, știți că ce să facă? Să propovăduiască mesajul împărăției lui Dumnezeu, să declare anul lui Dumnezeu, anul de libertate, anul în care Dumnezeu proclamă slobozenia, în care cei legați sunt dezlegați, în care cei oropsiți sunt vindecați prin puterea lui Dumnezeu, în care orbi își recapătă vederea, în care oamenii își găsesc pace. Pentru asta a venit Iisus, s-a sacrificat însă să primești lucrurile astea. Spunea Augustin, dacă Hristos n-ar fi avut o naștere omenească, noi n-am fi putut ajunge la o renaștere dumnezeiască. S-a născut ca noi să renaștem din cenușa păcatului. Unul dintre cele mai triste momente din istoria omenirii
A fost perioada Holocaustului pe care tot mai mulți încearcă să o nege. Retrăim ideologic un nou Holocaust, dacă uitați cu atenție. Dar unul dintre lagărele de tristă amintire de concentrare din perioada nazistă se găsește la 20 și ceva de kilometri, aproximativ 25 de kilometri de München și se numește Dachau. Alături de Treblinka, de Auschwitz și de multe alte localități care marchează istoria asta sumbră antisemitismului și a Holocaustului, este și lagărul de concentrare nazist de la Dachau. Ce e special în lagărul ăsta? Dacă veți vizita lagărul ăsta de concentrare, există o poartă de intrare. Este un tunel prin care se intră la un moment dat. Și tot este plin, toți pereții, de la tavan până pereții lateral, tot este plin cu fotografii care surprind sumbrele zile ale Holocaustului. Dintre toate fotografiile acestea, există ghizii aceia care te duc în itinerarul ăsta greu de imaginat. Dar întotdeauna ghizii de acolo se vor opri în dreptul unei fotografii. E o fotografie mare și este fotografia care zugrăvește un grup de femei care imortalizează un grup de femei care sunt cu fața, un grup de aproximativ 100 de femei cu copiilor mici, unii de câteva luni de zile, alții de 5 ani, de 6, de 7 ani. Și tot grupul ăsta de mame cu copiilor sunt îndreptate cu fețele spre camerele de gazare, pentru că știți că s-a aplicat soluția finală, pentru că și-au dat seama, gândiți-vă, în gândirea lor bolnavă, naziste, au zis, bă, risipim prea multe gloanțe, omorându-i și pierdem prea mult timp, soluția finală, îi gazăm. Și cineva a venit cu o invenție groaznică, ziclon B, un gaz care ucidea instantaneu aproape. Îi închideau, erau gazați și erau uciși. Și gândiți-vă scena asta, e fotografie care îi surprinde, o scenă groaznică. Peste 100 de mame cu copiilor stau îndreptate cu fața spre camerele de gazare care își deschid porțile. Pe fețele acestor femei e întipărită groaza. Știu că mai au puțin, puțin de tot. Dar din grupul ăsta de femei se distinge o mamă în fața căreia este fica ei, probabil 8-9 ani undeva pe acolo, nu mai mult. Și tot ce poate să mai facă mama asta în fața morții iminente este un gest de iubire. Și ce face? Pune amândouă mâinile peste ochii fiicei ei ca măcar să o protejeze de toate ororile care urmează. E ultimul gest neputincios de iubire care poate să mai facă ea. Să pună mâinile, palmele ei peste ochii fetei ei. Când un grup mare din Statele Unite ale Americii a vizitat Dachau și a văzut poza asta, în timp ce ghidul le prezenta imaginea asta, se spune că un profesor universitar efectiv a izbucnit în lacrimi și a strigat tare: Dumnezeule, Dumnezeule, nu lăsa ca asta să fie ultima imagine a vieții. Dumnezeule, nu lăsa ca totul să se sfârșească aici și așa. Pentru că ascultă-mă ce spun, dacă totul s-a sfârșit aici, dacă totul s-a sfârșit pe patul de spital, la secția de oncologie, totul ar fi absurd. Să nu spuneți, dragii mei, că pentru o mamă care lasă în urmă 4-5 copii mici, să nu spuneți că e ceva natural, nu-i natural, e absurd o astfel de moarte. E absurd să primești într-o zi un telefon, copiii tăi au murit într-un accident de mașină. E absurd! E absurd să citești într-o zi că 15 oameni ieri au fost măcelăriți la Praga. E absurd să-ți dai seama că asta e ultima imagine în fața morții. Și ce vreau să vă spun în seara asta? De ce s-a născut Iisus? Iisus Hristos, dragii mei, s-a născut în urmă cu 2000 de ani, s-a întrupat în urmă cu 2000 de ani, știți pentru ce? Pentru că, dragii mei, Iisus Hristos nu a rămas la Betleem într-o iesle. Iisus Hristos a mers mai departe și ascultați-mă, 33 de ani mai târziu s-a urcat pe o cruce. Și știți ce a făcut pre cruce? Și-a întins mâinile.
Știți de ce și-a întins mâinile? Pentru că, dragii mei, mâinile întinse ale lui Hristos, dragii mei, înseamnă pentru noi, ascultați-mă, știți ce? Înseamnă viața veșnică, înseamnă mântuire, înseamnă salvare. Iisus Hristos, dragii mei, nu a venit să ne pună mâinile pe ochi să nu mai vedem. Iisus Hristos a venit să se atingă de ochii noștri. Iisus Hristos a murit la Golgota, pentru aia s-a întrupat, ca să moară, știți pentru ce? Pentru că, dragii mei, spune Biblia că i-au pironit ce? Mâinile. Știți de ce sunt pironite mâinile lui Hristos? Nu doar ca un gest de iubire. Vă duceți aminte când i-a arătat lui Toma, uită-te ce? Ranile mele sunt acolo. Și de ce? Și de ce? Pentru că prin piroanele acelea, prin urma lăsată de piroane cu Hristos, și ce a făcut? Și-a pus mâinile pe ochii mei. Și când și-a pus mâinile pe ochii mei, aveam 18 ani, mi-au căzut solzii, asemenea lui Pavel. Și când Hristos a pus mâinile peste ochii mei, mi-a redat vederea și prin rănile Lui, știți ce am văzut? Am văzut dincolo. Am văzut veșnicia. Am văzut că după 40, că după 50, că după 12, că după 30 de ani, că după 80 de ani, dincolo de toate astea, există ceva dincolo. Există ceva dincolo. Există ceva dincolo. Asta a făcut Iisus pentru mine și pentru tine. Lăudat să fie numele Lui. Și vreau să mai spun un lucru și mă apropiu de încheiere. Ce așteaptă Iisus de la tine? Am văzut cine este Iisus pentru tine. Răspundeți în seara asta. Dar mai apoi a doua întrebare a fost ce a făcut Iisus pentru tine? S-a identificat și s-a sacrificat pentru noi. Dar, dragii mei, e o treia întrebare la care vreau să-ți răspunzi personal în seara asta. Răspunde personal, pentru că musai, n-ai voie să pleci de aici până când nu-ți dai răspuns tu la întrebarea asta. Ce așteaptă Iisus de la mine și de la tine? Întrebările la care trebuie să dăm răspuns. Ce așteaptă Iisus de la mine și de la tine? Știi ce așteaptă? Să-L primesc în viața mea. Și ce spune aici versetul 12? Dar tuturor celor ce... Dar tuturor, pentru că o venit la ai săi, stai să-i ce-a făcut? Nu l-au primit. Îs oameni în seara asta că probabil nu vor primi pe Iisus, vor merge mai departe. Au venit, ok, concert frumos, dar merge mai departe. Dar ascultă-mă, tuturor celor ce l-au primit, adică celor care ce fac? Cred în numele Lui. Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Tu te-ai născut din Dumnezeu? Din mamă ne-am născut toți. Slavă lui Dumnezeu, suntem fizic, biologic, în viață, lăudat să fie Dumnezeu, avem părinți. Dar ascultați-mă, din Dumnezeu tu ești născut? Ești tu născut din Dumnezeu? Pentru că dacă nu ești născut din Dumnezeu, nu ești copilul lui Dumnezeu. Ce așteaptă Iisus de la tine? Să-L primești în viața ta și a mea. Bun. Hai să luăm puțin cadrul ăsta. Mie îmi place foarte mult să mă raportez la Scriptură și să fiu foarte onest. N-aș vrea să trec peste anumite lucruri la care noi oricum nu avem niște întrebări. Frații mei, într-o zi, spune cuvântul Domnului că arhanghelul Gavril o veni la o fecioară din Nazaret. Și ce îi spune? Plecăciune ție, mare cinste ți s-a făcut, tu-L vei naște pe Fiul lui Dumnezeu. Ce vei face? O să-L naști pe Mesia și vei pune numele Iisus, Emanuel. Ok, dar cum se va face asta, că eu nu cunosc bărbat, logodită, urmează să am nunta anul viitor pregătită. Maria, Dumnezeu te-a ales, tu alegi să asculți de El. Și au zis ce spune, știți cât probabil avea Maria? Unii spun teologi, 16-17 ani. Cam pe acolo era logodna în vremea aia. Maria, accepți? Și spune Maria așa, iată roaba Domnului, facă-mi se după ce? După cuvintele tale. Ce face Maria? Îl acceptă pe Iisus
în viața ei. Bun, Maria era logodită. Ce înseamnă că era logodit? Haideți puțin să o gândim și în 2023. Erai logodit înseamnă că practic 100% aveai dat anunții fixate, corect? Aveai naș aleși, predicatorul puteam să fiu și eu, Cristi și eu erau aici, aveam și cântăreții programați, totul pregătești, nu, sala de nunți luată, costumul de mireasă, mă rog, rochea de mireasă, tot pregătit, totul era pregătit, părinții, tot. Și gândiți-vă, dintr-o dată vine Dumnezeu și spune, nu, nu o să fie nicio nuntă, lăsați planurile voastre, tu trebuie să-L naști pe Mesia. Zice Biblia că a fost puțin Maria șocată, știți ce face? Primul instinct, fuge. Știți unde merge? La o rudenie de Elisabeta, pentru că și ei, lui Dumnezeu vorbise lui Elisabetei, tu care erai stearpă, uite, Dumnezeu te-a ales, vei naște pe Ioan care pregătește calea lui Iisus. Unde, oameni buni, unde te duci când Dumnezeu îți vorbește? Și unde te vei duce? La oameni care le-a vorbit Dumnezeu de asemenea. Că numai cu ăștia poți să stai, să te înțeleagă și ei ceva. Bun. Zice, Biblia costa, știți cât? 3 luni. Bun. După 3 luni, Maria vine înapoi. Iosif e șocat, e tulburat, vrea să o lase. Îngerul Domnului spune, nu o lăsa, pentru că, uite, Duhul Sfânt a ales-o, Duhul Sfânt, Dumnezeu a ales-o, va naște pe Mesia. Bun, am înțeles și asta. No, bun, 4 luni, a 5-a lună de sarcină, mă, mai ții, erau rochile mai largi pe vremea. Luna 6-a, vă, Maria, ai emoții, nu știu că, dar mai încet, la regim, că nu-ți mai încape rochea de mireasă. Hai să gândim așa, na? Luna 7-a, nu mai poate. Și acum vine de la biserică, ședință de comitet. Maria, vino încoace. Vine aici. Rabinul, ce s-a întâmplat? Și ascultați, Maria nu minte. Frate păstor, Duhul Sfânt s-a coborât peste mine și m-a umbrit. Am rămas însărcinată pentru că arhanghelul Gavril... Ce? Eu sunt însărcinată de la Dumnezeu și îl voi naște pe Mesia. Singura întrebare a celor care erau acolo, câtă perioadă de suspendare îi dăm? 2 ani? Cât o punem deoparte? Maria, serios, îți bagi joc de noi? Duhul Sfânt? Ce poveste! Ba, am auzit din asta, dar acum asta o întrece pe toate. Bă, dar cum nu vă... Dumneavoastră nu credeți că a fost genul ăsta de reacție? Credeți că a crezut-o părinții Mariei? Credeți că a crezut-o, nu? Cine credeți că a crezut varianta ei? Nimeni. Când Dumnezeu îți vorbește uneori, oamenii te vor crede nebun. Și când vine câte unul și spune, bă, vreau să mă pocuiesc pentru că mi-a vorbit Dumnezeu, prima reacție spune, bă, tu ești, ai luat-o razna. Și cu toate astea, știți ce spune Maria? Facă-se voia ta. Știți că ani de zile mai târziu, când Iisus deja are 30 și ceva de ani, știți că după 30 de ani de zile mai târziu n-o scăpa de eticheta? Ăștia o călca pe Begma. Și își spun cărturarii lui Iisus, și se spun iudeii, noi, zice, nu suntem născuți din ce? Din curvie, pentru că asta au spus toți. Nimeni nu a crezut varianta că, ascultați-mă, Dumnezeu este Cel care a umbrit-o prin Duhul Sfânt. Știți ce îi spun oamenii lui Iisus 30 de ani de zile mai târziu? Că răutățile nu se opresc, după din generație în generație poveștile circulă. Noi nu suntem născuți din curvie, cu alte cuvinte. Noi suntem fiii lui Avram, nu suntem ca tine noi. Știm noi cum te-ai născut. Și cu toate astea, oricât de absurd ar părea, Iisus îți spune în seara asta, știi ce vreau de la tine? Vreau să mă primești în viața ta. Maria îl poartă pe Hristos în pântecele ei 9 luni de zile. Și după aceea o veți vedea mereu în proximitatea lui Hristos, mereu e lângă Iisus. Pentru că ea a acceptat voia lui Dumnezeu. A venit la ei săi și ei săi l-au primit. Ce așteaptă Iisus de la tine? Să-L primești în viața ta și mai așteaptă un lucru, să-L mărturisești prin viața ta. Să-L primești și să-L mărturisești.
colinzile acestea, mesajul acesta, rugăciunile acestea, slujba aceasta, totul despre a vorbi despre El, despre a mărturisi pe El, despre a mărturisi pe El. Ioan îl mărturisește, zice că a venit Ioan și el a mărturisit despre Iisus. Nu era el lumina, ci a venit să mărturisească despre lumină. Noi am venit în această zi, dragii mei, și de la Bistrița și de la Oradea și din altă parte, am venit să vorbim despre lumina care luminează în întuneric și care are un nume, Iisus Hristos. Iisus Hristos, Iisus Hristos. Ce așteaptă El de la tine? Să-L primești și să-L mărturisești. Atât vă mai spun. Am citit cu ani de zile în urmă o chestie care m-a marcat. Ori de câte ori mi-am aduc aminte de ea, mă emoționează profund. Știți, după destrămarea Uniunii Sovietice, a fost ales un președinte în Federația Rusă. Primul, cred că și ultimul ales democratic. La ei a fost mai scurtă democrația. A venit Boris Yeltsin. Și Boris Yeltsin în 1994 a fost la o reuniune la ONU, sediul ONU la New York. Și au zis, Boris Yeltsin a avut curiozitatea să meargă într-un supermarket din America, să vadă, domnule, cum e un supermarket în mulăudată America. Erau de 2 ani ei în democrația lor originală ca a noastră, că și noi avem tot original. Și s-a dus Boris Yeltsin undeva în New York, în apropiere de sediul ONU, s-a dus, domnule, însoțit de, nu știu, bodyguards, a ajuns în supermarket și a rămas șocat când a văzut de toate, a văzut de produse, că se prăbușau pe tine acolo. Cred că a prins de Black Friday, nu știu. Era oricum și m-a șocat. Boris Yeltsin a zis, cu toate că a fost un personaj excentric, a zis, păi vreau neapărat ca și rușii noștri să trăiască ca americanii. Merită asta, suntem o țară bogată. S-a dus acasă și a zis, reforma. Vrem capitalism. Și știi ce a făcut? Boris Yeltsin a invitat din America, i-a scris președintului Americii și a zis așa, era tocmai ales atunci, de curând, un președinte nou și a zis, domnul Bill Clinton, și a zis, vreau să-mi trimis din America specialiști în toate domeniile pe care le aveți. Să vină să ne învețe, domnule, cum e cu economia de piață, nu prea știm noi. Și din America au fost trimiși foarte mulți specialiști. Printre ei, fiți atenți, sunt trimiși doi profesori de etică biblică. Ăștia au fost din 1916-17 de la Revoluția Bolșevică, au fost indoctrinați că nu există Dumnezeu. Și la pachet cu toți specialiștii, cu toți inginerii, cu toți economiștii, sunt trimiși doi profesori de etică biblică, de morală. Și sunt trimiși ăștia să ajung la Moscova și încep să aibă o întâlnire cu oamenii de afaceri, le spun despre etica biblică în afaceri, sunt trimiși la medici cum să tratezi un pacient, dar ca și cum ai face o ca pentru Dumnezeu, sunt trimiși în diferite la poliție să nu-i mai bată așa, ci să fie cu prudență. Și în cele din urmă povestește unul din ei, zice, eu și cu colegul meu, cu John, zice, ne-am dus în ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie 1994, ne-am dus la un orfelinat de copii undeva la sud de Moscova, la 100 de kilometri. Erau acolo peste 100 și ceva de copii abandonați, copii orfani, și au zis, ăia n-au auzit în viața lor de Dumnezeu, ăia n-au auzit în viața lor de Hristos, ce să le spun? Și au zis, noi le-am povestit povestea Betleemului, cum Iosif și cu Maria, cum Fiul lui Dumnezeu, cum s-a născut, cum s-a întrupat, cu toate alea. Le-au spus toată povestea, copii, ochi și urechi, ochi și urechi toți. Și au zis, cei doi profesori au zis, și acum pentru că vrem să nu uitați lecția asta, vrem să facem o chestie practică. V-am adus materiale, v-am adus lemne, cuie de toate, au zis, și la fiecare vă dăm, uite, aveți, luați-vă de aici câte o păpușă care îl reprezintă pe Iisus. Vreau să faceți fiecare din voi o iesle. Puneți paie, le-au dus paie, lemne, de toate, au zis, faceți fiecare, așa cum ați învățat voi, zis, faceți o iesle și puneți copilul acolo. Și au început copiii bucuroși, proba practică, vă dați seama, au început să facă iesle a fiecare cum și-au imaginat-o și în timp ce profesorii ăștia mergeau fericiți, bucuroși între ei, la un moment dat trece pe lângă un copil. Și când se uită în iesla lui, vede nu un copil înfășat în scutece, în fașă, ci vede doi. Și unul din ei îl cheamă pe translator, zice,
Boris, ai încoace. Zice, o înțeles bine copilul ăsta povestea Betleemului, că era un Iisus, nu-s doi. Nu-l întreb, te rog. Cum îl cheamă? Mișa. Bă, Mișa, câți ani ai tu? 6 ani. Mișa, tu ai înțeles bine povestea care ți-a spus-o noi, povestea Betleemului? Și au zis, începe Mișa și le spune cu lux de amănunte, tot. Dar zice Mișa, 6 ani, uitați. Zice Mișa, eu zice, finalul l-am văzut diferit. Cum așa? Și vreau să vă citesc ce a spus copilul ăsta. Auziți? Și când Maria a așezat pruncul în iezle, Iisus s-a uitat la mine și m-a întrebat dacă am unde locuie. Și eu am zis, Iisuse, nu am unde să locuiesc, părinții mei m-au abandonat, nici măcar nu-i cunosc, nu știu cine sunt. M-au aruncat aici, în orfelinatul ăsta, n-am unde locui. Și atunci, domnilor, în timp ce Iisus se uita la mine cu ochi blânzi, mi-a zis, Mișa, n-ai vrea să vii să stai lângă mine aici în iezle? N-ai vrea să stai cu mine? De-aia am zis, Iisuse, mi-aș dori foarte mult, dar eu n-am ce să stau. Eu n-am aur, nu am smirnă, eu n-am tămâie ca și magi, n-am ce să stau. Dar o zis Mișa, știi ceva, Iisuse? N-am nimic din toate astea să-ți dau, dar dacă vrei, eu vin să stau lângă tine, să mă așez lângă tine și aș putea să suflu înspre tine ca să simt de cald. Îmi dai voie să fac asta? Atât e tot ce pot să fac eu pentru tine. Și-a zis, domnilor, Iisus mi-a zis, Mișa, dacă tu vii să stai lângă mine aici în iezle și dacă îți sufli înspre mine, e cel mai mare cadou pe care mi le-ai putea face. Și-a zis, așa că m-am așezat lângă el în iezle și Iisus, uitându-se la mine, mi-a spus, Mișa, știi ceva? Poți și te rog să rămâi pentru totdeauna lângă mine. Chiar dacă alții te-au abandonat, chiar dacă alții te-au dezamăgit, chiar dacă alții te-au părăsit, Mișa, eu nu sunt ca ei. Eu voi fi cu tine pentru totdeauna. În orice vreme, în orice clip. Și copilul ăsta de 6 ani cu lacrimi în ochi se uită spre cei doi și spune, domnilor, eu așa am văzut povestea Betleemului. Și care-i adevărul mare? Un copil de 6 ani a înțeles tot. Un copil de 6 ani a înțeles toată teologia Scripturii despre întruparea lui Iisus Hristos. Și unii care încă au zis 20 de ani tot predici, tot nu înțeles-o. Pentru că despre asta e vorba. Ești sau nu în povestea Betleemului? Știm că au fost magi, știm că au fost îngeri, știm că au fost păstori, știi că e Iosif, știi că e Maria. Dar tu? Ai de gând un nou Crăciun fără de Iisus? În afara poveștii? Mă rog în această seară că la marile întrebări ale vieții, cine este Iisus, ce a făcut Iisus și ce așteaptă Iisus de la tine, să dai nimic altceva decât răspunsul potrivit și bunul Dumnezeu să ne ajute. Amin.